În imaginile surprinse de un amator se vede cum animalul pășea nestingherit pe spațiul verde de lângă terasele din centrul vechi al municipiului Târgoviște. De aici și până la un episod demn de filmele cu Louis de Funès nu a mai fost decât un pas. Poliziștii locali au încercat să izgonească vaca, dar aceasta nu s-a lăsat înduplecată. Au alergat, au încercat să o ademenească, dar animalul s-a arătat încăpățânat. Totul spre amuzamentul clienților care se aflau la terase. Animalul a continuat să pască. Polițiștii locali au luat în cele din urmă o pauză și s-au amuzat de situație. În loc să ia măsuri spre uimirea celor de la terase care s-au întrebat pentru ce sunt plătiți agenții de la locale din banii contribuabililor, dacă în loc să-și facă datoria, se amuzăm. Într-un final a apărut și proprietarul și alături de polițiștii de la local a încercat să prindă vaca. Omul și-a recuperat vaca și a pornit cu ea printre mese după ce și-a primit și amenda.